care îl dau în judecată pe Corneliu Vadim Tudor pentru hărțuire sexuală, defăimare și limbaj licențios au dat azi o declarație la televiziunea Prăpă TV. Dați clipul! Mi-a zis că sunt o scroafă împuțită. Așa? Da. Și și-a scos prostia și a zis că ne ia de ceafă pe mine și pe prietena mea și ne dă cap în cap ca pe dovleci, că ne curg mațele pe jos, că avem blenoragie. Da! A venit la mine cu pumnii așa și-a pocnit degetele și mi-a zis: te iau ca pe Rahova, puțită, și uită-te cum arăți, fă... Doamne ferește! Deci, nici n-ai ce să zici. Auziți voi, păi n-ai ce să zici, dar trebuie să zici ceva, nu? Că suntem la emisiune și trebuie să zicem. Ah, eu le înțeleg foarte bine pe fetele astea, că și-am avut mari probleme cu Corneliu Vadim Tudor, care s-a luat și de mine, m-a înjurat. Și pe mine m-a înjurat. Adică pe cine m-a înjurat, omul ăla? Da. Am impresia că nici n-ar trebui să-i oferim o platformă. Omul era rasist, laș, xenofob, vorbind despre o personalitate toxică, și ce e mai grav e că unii tineri îl descoperă acum și zic: ce cul e Vadim, asta nu e ok, da, și mă bucur că aceste fete îl dau în judecată. Da, și de mine s-a luat, a spus că, mi-e și rușine să repet, a spus că m-am culcat cu țiganii pe bani, ca să înțeleagă și tinerii ce fel de... În primul rând că n-am făcut așa ceva, în al doilea rând că e rasist să zici țigan, se zice rom, și în al treilea rând că ce mare lucru, adică lucrătoarele... Prostituția nu e o insultă, nu ar trebui să fie o insultă, dar ca să vedeți din ce mediu provenea omul, o masculinitate toxică absolută, așa care înjura cum respira, și pe mine m-a și scuipat, și pe mine nu numai pe mine, că înjura pe toată lumea. Adică vrei să spui că e ok să înjuri în mod egal? Nu, Doamne ferește, păi, nu e ok, nu asta vreau să spun. Pentru tinerii de azi vroiam doar să spun că Vadim nu este un model de urmat. Așa este, eu sunt de acord cu lăcrămioara. E groaznic! Dar ce nu înțeleg eu e cum se s-au trezit fetele astea să-l dea în judecată tocmai acum, când omul e mort de 7 ani. Nu contează. Ceva, păi e mort, sigur că da. Nu ar trebui să conteze că e mort. Nu contează. Așa este, nu ar trebui să conteze că e mort, ar trebui să poți da în judecată pe cine vrei tu, mort sau viu. N-are nicio importanță dacă omul mai este sau nu cu noi, ar trebui să poată fi tras la răspundere oricând. Că e viu, că e mort, adică, na, da. Măi, fetelor, eu știu cel mai bine cum e treaba cu un proces din ăsta și cu viciile de procedură, că și eu l-am dat în judecată pe Vadim. Cioară vopsită, parașută din pleșcoi. Așa mi-a zis, vă dați seama ce mizerie, nu doar că e rasist, dar eu n-am habar unde e pleșcoiul ăsta, despre ce vorbim aici. E prin Prahova. Nu contează. Eu cred că ce vrea să spune Elena este că în cazul ei a fost un viciu de procedură, că atâta s-a tărăgănat procesul, că n-a fost dosar cu șină sau mai știu eu, că până la urmă fapta s-a prescris. Măi, nu, de la nu dosarul cu șină? Nu, era un exemplu de viciu de procedură. Lăsați dosarul cu șină, că nu asta era ideea, lăsați dosarul, eu altceva ziceam. Când ai în judecată pe cineva, ar trebui să fie om în viață. Rasist, nerasist, dacă e mort, degeaba îl dai în judecată, că gândiți-vă și voi, adică pe cine dai în judecată? Pe moștenitorii lui? Pe cine dai în judecată? Pe el și pe familia lui. Trebuie să fie viu și pe urmă îl dai în judecată, asta că ziceam, altfel că degeaba dacă, îl dai. Că dacă ești rasist, ar trebui să poți fi dat în judecată mort sau viu. Sanda, ce Dumnezeu! Așa e, mi se pare de pus simț. Mă, oameni, vă sunteți normali?